Ambal club Zalău a obținut sâmbătă prima victorie din actuala ediție a Ligii Florilor, câștigând cu scorul de 28-27 duelul de pe teren propriu cu Măgura Cisnădie. Victoria a fost obținută în ultimul minut, în urma unei aruncări de la 7 metri transformate de Roxana Rob. Primul meci susținut de Handball Club Zalău în actualul sezon al Ligii Florilor pe teren propriu a însemnat și primul succes în noua ediție de campionat. La capătul unei partide extrem de disputate în care oaspetele au condus cu 15-13 la pauză, formația pregătită de Gheorghe Tadic a reușit să se impună în cele din urmă cu scorul de 28-27 în fața echipei Măgura Cisnădie, grație golului marcat în ultimele secunde de Roxana Rob din aruncare de la 7 metri. Cu trei brazilieni, o sârbă și o handbalistă din Muntenegru în lot, alături de alte câteva românce cu mare experiență în Liga Florilor, Măgura Cisnădie și-a vândut scump pielea la Zalău, aflându-se în repetate rânduri la conducere pe parcursul celor 60 de minute. Jocul formației zălăoane nu a funcționat prea bine în primele 30 de minute, handbalistele lui Tadic ratând câteva ocazii bune de a marca. Au fost și câteva pase la intercepție, de care oaspetele au profitat, marcând pe contraatac. Ana Maria Draguț i-a surprins în foarte puține momente pe portarii adverși cu aruncările de la 9 metri, dar nici jocul cu pivotul nu a funcționat așa cum și-ar fi dorit tehnicianul zăloan. După 3-1, 6-4 și 7-5 pentru HC Zalău, oaspetele au revenit în partea a doua primei reprize, iar în minutul 24 s-a desprins pentru prima dată la 3 goluri, obligându-l pe Gheorghe Tadic să solicite primul timp de odihnă al meciului. Zăloancele nu au reușit decât să se apropie la 2 goluri până la pauză, oaspetele intrând cu 15-13 la vestiare. Handbalistele pregătite de Tadic au ieșit mai motivate de la cabine. Paula Vișan și-a continuat forma bună în poartă, reușind câteva parade de excepție, iar jocul pe centru a funcționat mai bine. Zalăul s-a desprins la 19-17 în minutul 41, după ce oaspetele au avut 17-16, dar finalul a fost unul de care pe care. Cu 3 minute înainte de final, formația de la poalele Meseșului a condus cu 27-25, dar Cisnădie a restabilit egalitatea după o dublă realizată de Adam Moldovan. A urmat atacul Zalăului, iar arbitrele Năstase și Stancu au dictat aruncare de la 7 metri pentru Zalău, transformată de Roxana Rob. Da, e o victorie foarte importantă pentru noi. Cisnădie nu mai este echipa de acum un an sau de acum 2 ani. După cum ați văzut, au făcut 7 transferări. Meci foarte dificil, jucătoare plătite cu bani grei, salarii de multe mii de euro, două jucătoare sunt ceea ce e tot clubul la noi. Sunt mulțumit de modul în care au ieșit hotărâte în repriza a doua de la vestiar. Victoria putea să fie tranșată și la o diferență mai mare, dar sunt importante. Cele trei puncte sunt foarte, foarte importante. Am avut și ghinionul ca apărătorul central Irimia să fie scoasă cu două eliminări în primele 15 minute, ceea ce a lăsat un gol în apărare. Am făcut și câteva greșeli tehnice, dar e normal și adversarul a făcut, este tensiunea și presiunea jocului. Roxana Rob și Ana Maria Dragut au fost cele mai bune marcatoare ale Zalăului, iar pentru Măgura Cisnădie cele mai multe goluri au fost marcate de Ana Moldovan cu 8 reușite. În etapa viitoare a treia sezonului, HC Zalău va evolua pe terenul echipei Rapid București, meciul fiind programat vineri de la ora 16:30.